realitatea. Păi da, asta a fost problema, că nu vedeam realitatea. Fiindcă eu mă îndrăgostisem efectiv de ea. Și să vă zic ce dragoste, nu mai puteam să gândesc cu aia. Am comandat procesoare fără plăci de bază, m-am apucat să montez calculatoarele gen cu aia, la modul că, bă, nu mai puteam să respir, ești nebun, mă gândeam numai la ea de dimineață până seara, gen, după ce m-am întors din Londra, 3 zile, mi-a zis finul să nu-i scriu, nu i-am scris o zi, nu i-am scris 2 zile, dar nu mai puteam cu aia, gen, mi se făcea rău, nu mai puteam, că cred că de asta am și slăbit, că nu mai mâncam, nu mai aveam poftă de mâncare, gen, nu știu, mă durea stomacul, mă durea pieptul. Nu puteam să mă gândesc, nu puteam să mă concentrez, nu puteam cu aici, era o problemă fizică cu aici, nu era doar o problemă sentimentală. De ce râdeți cu aici? De ce râdeți, băga mea și pula morții voștri să-mi bag și în sufletul vostru? De ce râdeți? Ce e de râs? Calmează-te, continuă. Și morții voștri râdeți, băga mea și pula în familiile voastre și morții voștri să-mi bag. Bucoaie, vedeți că vorbesc serios cu aia, sunteți retardați? Interesantă reacție aveți, fătă-vă rasa în gură de handicapați umani.